Bun pentru copiii lui Dumnezeu face, dar trebuie să fim închinători lui Dumnezeu. Aleluia! În seara aceasta, dacă am venit în locul acesta, care este chemat adunarea lui Dumnezeu, am venit să ne închinăm lui Dumnezeu, am venit să ne deschidem inima. Știi ce înseamnă închinarea? Să stăm față în față cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta suntem față în față cu Dumnezeu. Aleluia! Și altceva, te-a ales Dumnezeu să fii locul acesta. Că ești român, că ești, indiferent cine ești, ai identitatea copilului Dumnezeu. Așa cum ești, Dumnezeu spune că ești copilul lui și în seara aceasta te va mângâia, că te iubește și în seara aceasta îți va duce aminte că a murit Fiul lui Dumnezeu pentru tine să-ți dea un viitor și un nădejde. Aleluia! Trăiască Domnul în seara aceasta, să ne lăsăm la mâna lui Dumnezeu, să lasă ca mâna Domnului să ne ridice, să ne înfioreze, să ne îmbărbeteze. Aleluia! Vrem în continuare să ne vorbească Domnul. Haideți să ne deschidem inimile. Aleluia! În seara aceasta Dumnezeu va face un zid de foc în jurul nostru și ne va proteja de orice săgeată otrăvitoare, că este Dumnezeu care ne va proteja. Slăvit să fie Domnul! Dar trebuie să faci ceva. Să ai o atitudine de închinător în fața lui Dumnezeu. Nu a venit doar să facem prezența noastră în casa lui Dumnezeu. A venit să-i arătăm cum îi slujim lui Dumnezeu. Amin! Haideți să venim iarăși înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vrem ca Dumnezeu să mișcă ființele noastre. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Eu așa am înțeles că unde este Dumnezeu prezent, El vindecă. Și dacă tu, dragul meu, ai venit bolnav în seara aceasta, în seara aceasta să pleci vindecat, aleluia, indiferent de ce bol ai, fie că ai boală de spate, fie că ai un picior mai mic sau mai mare, Dumnezeu poate să-ți îndreapte picioarele, că este Dumnezeu, aleluia! El poate să te vindece. Haideți să venim înaintea Domnului, să mai facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta să ne pregătim sufletele noastre. Înaintea ta! Nu la voi întâmplării ne-ai adus în seara aceasta, ca nobet fapt. Ne-ai adus că ne iubești. Aleluia! Vezi furtunile cum se ridică împotriva noastră. Vezi talazurile cum se ridică. Dar iată, în seara aceasta vei pune hotar vântului străin care bate multe bărci, Doamne. Îți mulțumim că ai dat cuvântul acesta pentru multe, pentru ființele noastre și pentru biserică. Cuvântul este binecuvântat. Jeparmene gotfalt. Sunt vânturi laterale peste mulți care ești gata să te prăbușești. În seara aceasta te sprijinești o mână. E mâna lui Hristos. Simte mâna! Nu te lasă să cazi! Nu te lasă să cazi, că ai preț! S-a plătit un preț! Se vede un vânt din spate! O categorie din mijlocul nostru va primi un vânt din partea Domnului și vor pleca cu avânt să facă voia lui Dumnezeu! Aleluia! Peste un alt grup se vede un vânt împotrivitor care vine frontal. Mulți au început să fie opriți în loc. Vântul a început să te oprească. În seara aceasta îi pune Domnul hotar ca să pleci cu avânt pe calea Domnului. Hristos e Domnul care vorbește prin Duhul Sfânt. Jepraut falut. Omule care te-a dus Domnul în seara aceasta, m-a dus Domnul pentru tine. Ce rău a căutat să-mi plec
ajung în seara aceasta în calitate de slujitor să-ți vorbească Domnul. Astăzi se va opri vântul în dreptul tău să lucrezi. Când n-ai avut lipsuri și ai strigat la Domnul, Domnul nu te-a părăsit. Dar vine binecuvântările că Domnul îți dă biruință. Aleluia! Parmene Godfield, în seara aceasta în dreptul tău se va opri vântul străin care ți-a zdrobit inima. Vezi de aceea întristătoare. Aleluia! În seara aceasta se va transforma de bucurie că Duhul Domnului vorbește bisericii. Amin! Haideți să luăm loc! Te știu că ești aici. Aleluia! Ce-a dus Domnul în locul acesta, nu la voi întâmplări. Ți-a dus Domnul să-ți aduce aminte. Aleluia! Că s-a plătit un preț pentru tine. Aleluia! Și să nu uiți că dacă numele tău este scris în cartea vieții și așa e cum ești cu viața ta, fitilul care încă mai fumegă și încă mai este lecărica luminii, Domnul va face să fie un foc mare. Amin. Aleluia! Pentru că numele tău este săpat în palmele Domnului și te iubește. Aleluia! În seara aceasta nu mai sta cu capul în jos. Ridică capul spre Hristos că El îți dă eliberarea. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta cuvântul acesta mi l-a dat Domnul. Cine a înțeles nu a venit din partea la cuvântul acesta. A venit de sus. Aleluia! Vântul suflă încotro vrea. Cum a fost dat, sunt trei categorii de vânturi. Vântul lateral, vântul frontal și vântul din spate. Aleluia! Mergem puțin la istoria bisericii. Aleluia! Toți adunați într-un loc. Probabil că a fi fost camera ca asta, mai mare, Dumnezeu știe. Eu vom întreba cum a fost, dar au încăpat 120. Ce făceau? Dar mai aveau ceva. Aveau gândul temei că vine iudeii, că vine oamenii, preoții, să-i omoare. Pentru că știau că în fața ochilor lor a murit Domnul lor. A murit Domnul lor în fața ochilor. De ce spun lucrul acesta? Spune că ei s-au dus în camera de sus și au închis zăvoarele. De ce? De teamă ca să nu vină iudeii, să nu vină preoții, să nu vină cărturarii și fariseii cumva să le omoare. Și acolo și-au adus aminte. Suntem în Ierusalim, la marginea cetății, să ne rugăm lui Dumnezeu, aleluia! Din cer vedeți că Dumnezeu este drept. Frate Puiu, ce-a făcut Domnul? O privi către ei și a spus, să le las eu cu gândul acesta, teama morții, le arăt puterea mea. Spune cuvânt, a venit ca un vâjuit, puternic, aleluia! A venit vântul lui Dumnezeu și le-a curățit toată mintea și le-a renovit și le-a înnoit mintea. Slăvit să fie Domnul! Când mintea era limpede, când mintea era curată, le-a dat Dumnezeu al doilea lucru, al doilea element. Focul lui Dumnezeu. Aleluia! Focul lui Dumnezeu a venit peste ei. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Ne oprim aici, că a venit focul lui Dumnezeu peste ei și mergem puțin mai în urmă cu ceva timp. Îl vedem pe Petru la un foc străin să se încălzească cu un ochi spre Iisus să-L vadă și cu un ochi să se ferească și el cumva de oameni, să se păzească să nu fie cumva găsit de oameni și să fie omorât. Se stă și la un foc să se încălzească și iată acolo vine o femeie
Și spune și tu, ești din acela care ai fost cu Iisus. El. Vedeți, ăsta cum vine vântul lateral. Prima categorie, ce face vântul lateral? Vântul lateral caută să ne doboare. Vântul lateral caută să ne depărteze de la altar. Vântul lateral caută să ne depărteze de la Scriptură. Cu vântul lateral caută să ne depărtează de rugăciune. Vine vântul lateral, suflă peste Petru. Nu-l cunosc. De câteva ori nu-l cunosc. Când permitem vântul lateral și nu suntem credincioși și maturi, vom plânge amarnic înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta tema se va chema să nu fim creștini fragili. Știți ce înseamnă fragil? Să nu fim creștini slabi, ci să fim creștini tari, slăviți să fie Domnul. Că cuvântul Domnului spune că ce este noi este mai tare, mai puternic ce este în lume. Noi trebuie să fim credincioși tari, stabiliți, slăviți să fie Domnul. Era cam fragil. A uitat că a stat cu Iisus. A uitat de promisiune. A uitat ce trebuia să îi se întâmplă. Și s-au lepădat. N-a vegheat asupra vântului care i-a bătut lateral. Dar hai vedeți ce s-a întâmplat. Când a început să bată vântul din spate și a curățit Domnul mintea, plin de Duhul Sfânt, împins din spate de puterea lui Dumnezeu, s-a ridicat și a spus: oameni! În fața unei femei s-a lepădat. Dar în fața unei mulțimi, că Duhul Sfânt face diferența. Frate bun, Duhul Sfânt face diferența. Fără teamă se ridică și spune: oameni, oamenii aceștia nu sunt beți. Ora aceasta la evrei nu permite să ne îmbătăm, dar noi suntem înaintea Domnului. Se împlinesc scripturile, se împlinesc prorociile. Oamenii aceștia plini de Duhul Sfânt. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Să nu permitem vântului lateral și să ne rugăm lui Dumnezeu să vină vântul în care să ne îndeamnă să mergem înainte. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Pentru vedem plin de Duhul Sfânt a început să predice Evanghelia și oamenii să se pocăiască. Ce să facem, fraților? Să ne pocăim. Slăvit să fie numele Domnului! Aleluia. Dumnezeu știe când vine vântul asupra noastră. Când vine talazurile, Dumnezeu știe. Știți de ce vine vântul asupra noastră? Să ne încerce să vedem cum ești stabil pe calea lui Dumnezeu. Aleluia! Să vadă cum ești stabil pe calea lui Dumnezeu. Revin acum la mărturisie. Unde ești, frate? Cu două zile cu mărturisirea aceasta legăm cuvântul Domnului. Aleluia, mai sunteți aici? Aleluia! 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 Cu două zile, până să venim aici, de obicei, ori de câte ori venim în lucrarea Domnului, sunt împotriviri, dar mulțumim lui Dumnezeu că ne luminează, să nu dăm înapoi, să mergem înainte. Fratele Eugen, mai avem două zile, e imposibil fără împotrivire, e imposibil fără încercare, pentru că unde este încercare, a fi făcut lui Dumnezeu mai mare. Aleluia! Nu știu că așa e. În ziua când mai aveam câteva ore să mă pregătesc, să mă întâlnesc cu fratele Eugen, pe autobus să merg, mi-au furat portofelul de buzunar. Iertați-mă că sunt la Bruci, am venit obosit în lucrare și de obicei când slujim avem altă ținută, dar iertați-mă de ținută aceasta. Vinind de la lucru aveam portofelul în Bruci, în spate, chiar pantalonul acesta. Că a furat portofel. Și am pus buletinul românesc în portofel. Trist, necăjit, mă, ce fac? Trebuie să ajung neapărat să mă întâlnesc cu frații. Niciun act. Mă duc, fac la poliție denunțul că am pierdut actele. Îți dau o dovadă precum ai pierdut actele, că aveam și carnetul și bancomatul. Inima mea zdrobită. Au sunat telefoanele. Frate, când veniți, bă, fraților, rugați-vă Domnului, că nu mai am acte. Dar viu este Domnul
că voi ajunge în mijlocul vostru. Dacă nu vă găsi până seară portofelul, Domnul mă va răpi asupra capului fratele Eugen și înaintea lui, chiar dacă va lua avionul, tot ajung în România. Aleluia! Chiar dacă voi muri, voi lua mașină, indiferent, tot să ajung. Înapoi nu dau. Am simțit vântul lateral. Să vadă cum sunt. Să vadă, avem echilibru. Suntem creștini autentici. Dacă nu este că se imediat soluția. Frate, nu mai magte, am și o 7 copii acasă. Trebuie să-ți meargă la școală, nu pot. Se găsea scuze. Acea voce dulce, acea voce de Dumnezeu, Samuele, nu zici, poate de la 4, poate la 10, la mers la 12 seara, nu se știe, dar Samuel aude vocea lui Dumnezeu și îl cheamă Samuel, Samuel. De câteva ori l-a chemat Dumnezeu, aleluia. Samuel a început să guste și să aibă experiențe cu Dumnezeu. A început să audă bine și să înțeleagă care este vocea lui Dumnezeu, aleluia. Dumnezeu nu s-a schimbat, a rămas același. Oare noi în seara aceasta ascultăm cum a ascultat copilul Samuel? Aleluia! În seara aceasta se mai aude glasul lui Dumnezeu. Depinde de tine să auzi glasul lui Dumnezeu. Aleluia! Cu siguranță, dacă vrei să asculți glasul lui Dumnezeu, ești interesat să stai cu reverență în fața lui Dumnezeu. Aleluia! Când s-a făcut chivotul Domnului, cu multă precizitate Dumnezeu vorbește ca să se facă acel chivot. Dar asupra chivotului s-au făcut doi serafimi să stea față în față înainte chivotului. Lucrul acesta te identifică pe tine și pe mine ca să stăm în fața lui Dumnezeu față în față. Aleluia! Noi îl credem că Dumnezeu este deoparte, dar Biblia ne arată și afirmă că este prezent. Aleluia! Și altceva mai mult. Să nu credeți că împărăția lui Dumnezeu este acolo, încoace, sau este să izbiți cu ochiul să vedeți unde este împărăția lui Dumnezeu. Că adevărat, adevărat vă spun, spunea Domnul Iisus, că oamenii aceștia, neamul acesta, nu va trece până va vedea împărăția lui Dumnezeu venită cu putere. Aleluia. Domne, cum se poate? Da, eu am ales un popor să-i vorbesc și împărăția mea să nu fie peste ei, să nu fie lângă ei, ci împărăția mea să fie în ei. Aleluia! Asta înseamnă că avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Oamenii de afară vorbesc ce vor ei. Ăla e urât, ăla e rău. Dumnezeu nu vorbește așa pentru tine și pentru mine. A plătit pentru tine. Știi de ce? Că ai valoare, aleluia. Să privească Dumnezeu către noi, oameni păcătoși, oameni întuneric, oameni în lume. A privit Dumnezeu, aleluia, pentru că a văzut că avem valoare. Și știi ce a dat Dumnezeu pentru tine și pentru mine? Oare se poate compara aurul și argintul din lumea aceasta cu viața Domnului Iisus? Nici de cum! Asta înseamnă că în bogăția lumii are valoare! Are valoare, dar tu și eu depășești valoarea aceasta, aleluia, că a murit Hristos pentru tine și ți-a dat o identitate, ți-a dat un nume și ți-a pregătit o țară, aleluia.
mai trăim zilele acelea. Mai ne aducem aminte noi că avem o țară promisă, aleluia, care ne așteaptă și Biserica lui Hristos așteaptă sunetul trâmbiței, aleluia, gata, gata să vină, pentru că trăiește zilele răpind și așteptăm să vină Domnul ca să putem să fim în împărăția Lui. Aleluia! Glorie Domnului! Ești gata tu să auzi glasul lui Dumnezeu? Ești gata tu să stai în prezența lui Dumnezeu? Aleluia! Roagă-te și spune, Doamne, am înțeles că am valoare, că ai dat pe Iisus să moară pentru mine. Dacă înțeleg lucrul acesta că am valoare, Doamne, sărăcia asta apere în pricina. Oprește-te în dreptul meu. Potolește talazurile. Potolește furtuna care s-a ridicat împotriva mea. Aleluia! Ai înțeles că te iubește Dumnezeu? El potolește talazurile. El potolește furtuna. Pentru că te iubește și mă iubește. Aleluia! Ești gata să stai în prezența Domnului? Ești gata să asculți ce vorbește Domnul seara aceasta prin Duhul Sfânt? Slăvi să fie Domnul! Un scurt cuvânt voi citi. În Ioan capitolul 3 cu versetul 8. Și haideți să venim înaintea Domnului, să ne ridicăm în picioare. Să citesc acest mic cuvânt cu voi în prezența Domnului în picioare. Ca respect că Hristos este în mijlocul nostru, aleluia! Vuietul. Haideți să închideți ochii împreună cu mine.